Președintele platformei Da Andrei Năstase este obligat să-i achite fostului său contracandidat pentru funcția de primar al capitalei, socialistul Ion Ceban, despăgubiri în valoare de un leu. O decizie în acest sens a fost emisă de judecătoria Chișinău în urma unui apel depus de candidatul PSRM la alegerile municipale. Potrivit hotărârii, instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de avocatul lui Ion Ceban cu privire la repararea prejudiciului moral în urma unor declarații făcute de Andrei Năstase în cadrul emisiunii Eu vreau să fiu primar din 11 mai de la ProTV, pe care acesta l-ar fi acuzat de complicitate la înstrăinarea unor pământuri din proprietatea Chișinăului. Domnul Ceban, am putea să discutăm foarte, foarte mult. Din program. Dar să vă spun o chestie, chiar unul dintre punctele dumneavoastră, cred că este printre primul, eficientizarea gestionării patrimoniului municipal. Așa, e bine. Este unul dintre punctele dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră cunoașteți că municipalitatea pierde anual 688 de milioane de lei, potrivit anumitor calcule. Eu despre asta vorbesc 4 ani de zile. Și dumneavoastră, când vorbiți, este ok. Ce ați făcut? Ce ați reușit? Pentru că atunci, pentru că atunci când a trebuit în 2016 să votați cu toții, într-o quasi unanimitate, înstrăinarea unor imense loturi de pământ, dezmințirile trebuie făcute publice prin intermediul unei conferințe de presă sau în cadrul unei emisiuni în termen de 15 zile potrivit deciziei instanței. Totuși, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel.